În cea de-a 40-a zi de la Sfintele Paști, de sărbătoarea Înălțării Domnului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. Astăzi, la fiecare sfântă liturghie săvârșită în bisericile ortodoxe, sunt pomeniți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea, unitatea și demnitatea poporului român. Astăzi, 13 iunie, de ziua eroilor, la ora 12, în toate lăcașurile de cult s-au tras clopotele, iar prin hotărâre de guvern, în instituțiile publice și unitățile de învățământ, ar trebui să se păstreze la aceeași oră un moment de reculegere. Festivitățile de comemorare a eroilor au început, ca în fiecare an, după oficierea Sfintei Liturghii la sărbătoarea Înălțării Domnului.